Mulțumesc pentru invitație. 2. Cred că trebuie să înțelegem toți ce înseamnă această cadastrare gratuită și ce ar fi însemnat dacă cetățenii din România și-ar fi făcut pe banii lor. Ca să poți să-ți faci cel puțin extravilan pe o parcelă pe care o ai de un hectar, două, sau cum s-au dat pământul 7 hectare în 20 de locuri, trebuie să faci cadastru la toată parcela. Am avut situații în acești 30 de ani de toate felurile. Ceartă între frații, lupte pe un metru mai la stânga sau un metru mai la dreapta. De 30 de ani avem situația aceasta, să sperăm că în următorii 2-3 ani de zile se încheie și intrăm și noi în rândul țărilor civilizate. Suntem totuși după Revoluție, când s-a dat pământul înapoi sau când oamenii și-au recuperat proprietățile. Nu ne putem compara cu alte state, cum sunt, nu știu, Germania, Franța, care n-au avut comunism și care au avut de sute de ani de zile terenul lor, catastrul lor, fiecare a știut unde este și ce este. Și, repet, sper că în următorii 2-3 ani de zile, odată ce finalizarea acestei cadastre gratuite, pe care dacă nu se vedea statul să o facă pe banii statului, n-am putut să o facem probabil nici măcar în 50 de ani de aici încolo pe banii românilor, pentru că și românii sunt, le pot ataca și prioritate sau nu, cu resursele financiare pe care le au. Cred că e un lucru extraordinar ce se întâmplă. 2. Vreau să felicit pe cei din județul Dolj pentru că ne fac să fim mândri că suntem oteni ca să ținem minte și din ziua de ieri. Și așa cum suntem noi obișnuiți să ne batem tot timpul la locul întâi, se pare că Mihai ce-a făcut până acum ne face să ne bucurăm că cel puțin în acest domeniu suntem pe locul întâi. Urmează și alte domenii unde Dojul concurează și să sperăm că suntem pe locul întâi, dar dincolo de pole, cred că ar fi important să câștigăm campionatul, să fim acolo pe locul întâi. E mai important decât politica. E foarte important că este în stânga noastră domnul viceprim-ministru și mulțumim pentru prezență și mulțumim și pentru sprijin, pentru că sigur că Dojul sau Oltenia reprezintă o prioritate pentru guvern și de fiecare dată când am avut solicitări am avut deschidere și nu mai intru astfel de proiect. Însă aici, pentru că suntem la cadastru, este foarte important ca autoritatea județeană cu primarii să lucreze, să lucreze în continuare în fiecare zi, să păstrăm linia aceasta de a fi undeva în față, dar până la urmă să finalizăm foarte repede ce avem de finalizat și să avem toți cetățenii din județul Dolj, din toate localitățile, dincolo de cele 25 de astăzi, care primesc 30 ceva de ani de cadastre gratuite, să continuăm și să finalizăm cât mai repede situația din județul Dolj, să știe fiecare unde are pământul, cât este și cu toate actele mai repede.